Tată și fiu reținuți de polițiștii din cadrul IPJ Gorj, este vorba despre doi bărbați de 39 și 70 de ani din comuna Godineș, care sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Din cercetările efectuate de poliții s-a stabilit faptul că cei doi bărbați, în timp ce se aflau la locuința de domiciliu, ar fi exercitat acte de violență unul asupra celuilalt și și-ar fi adresat amenințări pe fondul unui conflict spontan. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii pentru a elimina riscul producerii unei noi agresiuni și au reținut pe cei doi pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbaților.